În condițiile în care echipele din Puiești, Lanuri, Cislău și Luciu au fost excluse din play-off, Comitetul Executiv al AJF Buzău de azi a decis că noua campioană a județului Buzău este formația clasată pe locul 5, Unirea Stâlpu. Se declară câștigătoare a play-off-ului, Liga 4-a, echipa Unirea Stâlpu, care din punctul nostru de vedere a fost și cea mai corectă și și-a văzut de treaba ei la valoarea pe care o are. Chiar n-au avut niciun fel de problemă. Coșconea spune că declararea campioanei de pe locul 5 este regulamentară și că nici echipa de pe locul 6, cea din Vernești, n-a jucat corect în play-off. Dar eu vă spun că așa este regulamentar. Trebuie să declarăm câștigătoare următoarea echipă, cea de pe locul 5, în speță, nu? Și dacă nu vrea asta, ar trebui pe Vernești. Dar Verneștiul, la ora actuală, este scoasă din calcule pentru că și ea n-a jucat cinstit în acest play-off. Există posibilitatea ca în acest an, din cauza problemelor de moralitate a echipelor de la vârf, fotbalul buzoian să nu desemneze o echipă care să reprezinte județul Buzău la barajul de promovare în Liga a 3-a.